Vedem, domnule Tătaru, zilnic se fac tot mai multe, tot mai puține teste. Vedem raportările, da, de la grupul de comunicare strategică. De ce avem această situație în care nu se mai testează? Am văzut chiar zilele trecute se testa doar în București, erau câteva sute doar în țară. Este un fenomen general în acest moment în care personal am putut observa cum persoane care prezintă simptomatologie nu se mai declară, se auto-carantinează sau izolează, dar circulă și anumite, eu știu, prescripții medicale pe care și le au de pe internet, trecând oarecum acea boală. Deci în acest moment asistăm la o stare mai puțină, tocmai pe o declarare mai mică a acestor cazuri. Și poate nu mai avem nici acea panică de la începutul acestei pandemii, nu mai avem nici acea teamă. Și am văzut că au existat și foarte multe cazuri asimptomatice sau oligosimptomatice care au trecut ușor prin boală. Și v-am spus, personal, eu am putut vedea, efectiv, circulând și pe internet, chiar prescripții medicale, iar lumea ia acea de autocarantinare sau autoizolare și își face un tratament. Periculos este aici faptul că, într-o a doua parte a bolii, mulți se prezintă și se prezintă târziu la spital. Poate acesta este și un lucru pentru care vedem că locurile la terapie intensivă Exact. De aceea vom vedea că avem aceleași locuri ocupate în condițiile în care aveam 10.000 de cazuri pozitive într-o zi. Cam la fel. Mergeam pe 1.100 până spre 1.200 de cazuri pe terapie intensivă. Acum suntem între 1.000 și 1.100 de cazuri în terapie intensivă. Slavă Domnului că avem mai puține decese decât aveam acum 4-5 luni, să spun. Dar cum putem spune că monitorizăm, da? Așa cum vedem că transmite Ministerul Sănătății situația epidemiologică în România, atâta timp cât nu testăm. Cred că sunt două lucruri care nu prea se îmbină aici. Mai periculos decât nu testăm ar fi, să spunem, să nu identificăm, să nu izolăm, să nu carantinăm. După cum știți, succesul multor țări europene au constat efectiv într-o testare țintită, dar mai ales în carantinări și izolări. Acele cazuri care asigurau transmiterea erau izolate. Și atunci putem vedea și o scădere în comunitate. S-a atacat foarte mult și s-a lucrat foarte mult pe transmiterea în comunitate. Cazurile de import într-o a doua fază, contând mai puțin, s-au fiind lăsate în planul 2. Condițiile în care reușeam să identificăm contactii și să-i carantinăm și pe aceștia, testându-i la un anumit moment când prezentau o simptomatologie, a fost esența reușitei pe o ultimă perioadă. Începutul de an m-a făcut, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, să vedem foarte multă populație pe pârtii, drumurile spre munte, drumurile spre stațiuni, anumite petreceri. Cred că... A fost scăpată puțin situația de sub control la începutul anului? Nu știu dacă a fost scăpată, dar cred că tendința sau setea conaționalilor noștri de libertate, poate după un an destul de greu, a făcut să credem că am scăpat. Nu am scăpat. La începutul acestei pandemii spuneam că o pandemie durează între un an jumătate, 2 ani. Rămân la aceeași părere. Poate nu la aceeași turație, nu la aceleași manifestări. Am descoperit un vaccin, ne vaccinăm, căpătăm imunitate. Dar la un nivel mai mic o să putem vedea această pandemie și în 2021.